Interne în exercițiu nu va face parte din noul guvern. Despre aceasta anunță însuși Dorin Recean într-un comunicat de presă postat pe site-ul oficial al ministerului. Recean nu menționează însă motivul pentru care ar refuza o eventuală cerere de a face parte din noul cabinet de miniștri. Șeful de la MAI spune că se retrage din viața publică în sectorul privat, dar că va continua să facă parte din echipa Partidului Liberal Democrat. Totodată, Recean mulțumește echipei de la minister pentru faptul că a dat dovadă de profesionalism în implementarea reformelor. Amintim că Dorin Recean a fost numit în funcția de ministru de interne în iulie 2012, fiind propus de PLDM.